Fraților, vă salut! Am primit astăzi de la Barbershop România, de la colaboratorii și prietenii noștri, un cadou, se pare, așa ca de final de an. Și haideți să vedem ce se află în această cutie. Avem câteva produse, accesorii, ceva produse de salon, dar ce e cel mai frumos, am primit o diplomă, un fel de diplomă, cred că este Top 100 Sellers Florin Nazăru. Doresc să vă mulțumesc că ați ales Barberstore România ca principal furnizor în materie de produse profesionale de barbering. Pentru o colaborare bună, semnat Cristi Bostan. Cristi Bostan este fondatorul Barberstore România, așa arată diploma, este foarte, foarte ok. Avem ceva produse de la Rovra. Avem o pelerină, ne-au trimis băieții cu o pelerină, este o pelerină de la Rovra, o pelerină simplă, destul de ok, vom vedea exact cum va fi, fiind o pelerină, nu are ce să nu fie ok. Bun, mai departe, avem acest fixativ, mi l-a mai trimis acum ceva timp să îl încerc, este un fixativ foarte ok. Sincer, ce mi-a plăcut foarte mult la el este mirosul, are o fixare medie spre puternică, dar mirosul, după părerea mea, este punctul lui forte. Iar pentru prețul lui, avem și o cantitate destul de mare, fixativ foarte bun, de la, îl găsiți pe site-ul lor, pe barberstore.ro. Nu este un clip, nu ei m-au pus să fac acest clip, pur și simplu mi-au trimis în semn de mulțumire pentru colaborarea pe care, o să-i spun colaborare, pentru că eu numai de la ei am comandat de când am școala, iar în semn de mulțumire pentru toate comenzile pe care le-am făcut, mi-au trimis un cadou ca de final de an, iar eu doresc să fac acest video, să împărtășesc și cu voi, la fel în semn de mulțumire pentru cei de la Barberstore. Bun, mai departe, avem tot de la Glemmen, pudra de volum. Sincer, nu am folosit-o niciodată, sunt curios ce, dacă miroase ok. Voi reveni eventual cu un feedback despre ea după ce o voi folosi. La prima vedere miroase ok. Da, cam toate pudrele au un miros destul de ok. Vom reveni altă dată cu un video despre această pudră, așa cum am zis, nu am folosit-o niciodată. Dar dacă fixativul este ok, nu văd de ce pudra nu ar fi ok. Bun, mai departe, ne-au mai pus aici niște lame pentru brici, tot de la Rovra. Lame, bănuiesc cam, na, cum sunt toate lamele de pe piață, sunt sper convins că își vor face treaba destul de bine. Bun. Spray de curățare, mi l-au mai trimis acum ceva timp, este foarte ok, la fel și aici, după părerea mea, cam toate spray-urile pentru mașini sunt bune, doar să nu insistați foarte mult în momentul în care dați cu el, pentru că și acesta, cam și ca celelalte, vor lăsa un pic un soare pe mașini. Ce e mișto la spray-ul de la ei, e care chestia asta micuță, care intră exact aici, unde se pulverizează, iar în momentul în care dai, au un gest destul de puternic. Te va ajuta să tai mai bine pe lamele mașinii. Bun. Și mai avem aici ceva, piesa de rezistență, să-i spun așa. Avem un scissor bag de la Rovra, o cusă. Pentru foarfece, un portofel pentru foarfece. Am văzut când a apărut, am văzut că tot era promovat, nu-l comandasem, pentru că am deja câteva. Dar ce observ față de celelalte, materialul este destul de ok, este din piele. Sunt curios câte foarfece poți ține aici. Are zonă pentru două foarfece, este destul de spațios, întăpător, ai și zonă pentru pieptăn, dacă vrei să-ți pui pieptăn, clipsuri pentru păr. Așa cum am zis, materialul este foarte bun. Rovra, din ce am văzut, este o gamă un pic mai, din ce
părere mi-am făcut, să zic, până acum, o gamă mai bună decât Nishman. Nu este o gamă low cost, adică produsele lor observ că sunt destul de calitative, să le pot spune așa. Probabil o să le testez și mașinile, să vedem cum sunt, și o să revin atunci cu un video după ce voi încerca și mașina de tuns, mai ales pentru că pe cea de contur am folosit. Și acum am spus, pentru toți cei care sunteți la început de drum și nu numai, oricând doriți să vă comandați câte ceva, Barber Store România, în momentul de față, după părerea mea, nu este prima oară când spun treaba asta, sunt cei mai profi, iar la ei veți găsi cam tot ce vă doriți în materie de barbering, de la accesorii până la scaune de frizerie, absolut ustensile, aparatură, tot ce vei avea nevoie. A voi, fraților, să aveți un 2023 plin de realizări, iar tot ce vă propuneți să realizați în proporție de 101%. Ne vedem în anul 2023 cu noi proiecte și cu multă energie. Vă salut!